Planul de restructurare a complexului energetic Oltenia, prezentat de conducere și pus în cârca FMI, aparține directoratului, susține fostul șef al Consiliului de Supraveghere. Managerul Ciurel a prezentat un plan de reducere cu 25% a capacităților de producție prin închiderea sau externalizarea unor cariere și concedierea a 3.000 de angajați. Directoratul CEO a dat vina pe FMI, susținând că delegația a impus planul respectiv. Aia e vrăjeală pentru publicul larg. Domnul Ciurel să arate documentul și o să vedeți că mai apare o minciună. FMI nu a impus nimic. Sincer vă spun, FMI a spus, propunem ceva să o ții în piață. Fă analiza de context macro-european și vezi care sunt constrângerile. Vezi cum poți să ții complexul în viață. FMI nu a spus închideți nici 2, nici 4, nici 5, nici mențineți nu știu ce sau scădeți prețul de cost, a declarat Dumitrașcu, citat de Pandurul. Același punct de vedere l-a avut și deputatul PSD Vasile Popeangă într-o emisiune la Tele3. Parlamentarul prezent la unele dintre întâlnirile cu delegația FMI a confirmat că delegația internațională nu a stabilit nicio măsură, ci a cerut conducerii complexului să găsească soluții de redresare. Noi cei de la Comisia de Buget Finanțe, Comisia Comună, Senat și Camera Deputaților am avut o întâlnire cu cei de la Fondul Monetar, de la Uniunea Europeană și la Banca Mondială. Eu am pus două întrebări. Unu. Ce s-a cerut complexului energetic Oltenia vis-a-vis de situația financiară și, doi, dacă Uniunea Europeană se opune constituirii mixului energetic. Ce au spus cei de la Fondul Monetar Internațional, ca să înțelegem? Domnilor, v-ați ales management privat de conducerea companiilor de stat. Ați făcut legislație, v-ați spus managerii privați. Ați făcut contract de management cu ei cu indicatori de performanță. Noi cerem complexului energetic Oltenia, Hunedoara și CFR-ului, un program de eficientizare a activității. Asta a fost chestiunea. De asta s-a făcut această amânare și programul ăsta trebuie să-l facă până în aprilie, când v-a spus și domnul senator, că va veni Fondul Monetar. Dacă nu-l va face acest program, sigur că vor fi probleme. Legat de mixul energetic, Uniunea Europeană a spus că nu este împotriva oricărui plan sau program cu care se vine bine. Despre astea sunt situațiile, ca să se știe. Ministrul Energiei a anunțat înlocuirea Consiliului de Supraveghere al Complexului Oltenia, în seama căruia a pus neîndeplinirea planurilor pe anul trecut. Gabriel Dumitrașcu susține însă că atribuțiile pentru ceea ce se impută Consiliului aparțin de fapt directoratului.